În intervalul menționat în sud-estul țării se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie, iar pe alocuri vor fi depuneri de polei. În Carpații de Curbură, în Carpații Meridionali, în restul Munteniei și al Moldovei va ninge și se va depune strat nou de zăpadă în medie de 5-10 cm. În noaptea de marți spre Miercuri, pe crestele din vestul Carpaților Meridional și în zona Munților Banatului, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, zăpada fiind spulberată. În următoarele zile, temporar se vor semnala precipitații în toată regiunile, dar mai ales în cele sudice, estice și centrale, precum și în zonele de munte, unde cantitățile de apă vor fi însemnate.